Bine v-am regăsit, suntem din nou live aici la Ziarul de Sănătate, astăzi împreună cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra! Bine v-am regăsit, cu multă bucurie așteptam. Și noi cu multă bucurie te așteptăm de fiecare dată și astăzi ne-am hotărât să discutăm despre tulburări hormonale ce pot apărea la femei. Sunt tot mai frecvente astfel de situații, indiferent de vârstă. Te las pe tine să ne explici, Ruxandra. Și nu uitați că așteptăm firește întrebările voastre. Fie pe pagina de Facebook, ne puteți urmări, ne puteți scrie, la fel pe YouTube. Iar cele mai interesante întrebări, mesaje vor fi și răsplătite. Avem două premii să vă oferim și mulțumesc din nou firmei Zenith pentru generozitatea cu care vă oferă suplimente de calitate. Și avem resveratrol cu seleniu de la firma Zenith pentru protecție celulară și mioinozitol cu seleniu, la fel, pentru funcționarea normală a glandei tiroide. Și nu numai tiroide. Și numai tiroide, da. Cred că și sindromul ovarelor polichistice, exact. Și o să povestim oricum mai multe de-a lungul emisiunii. Hai să vedem, Ruxandra, despre ce tulburări hormonale la femei vorbim astăzi. Da, deci ne-am gândit să vorbim de aceste tulburări hormonale pentru că ele sunt tot mai prezente în viața fetițelor și a femeilor. De aceea am zis și eu, exact, active sexual, inclusiv după aceea la o etate cu intrarea la menopauză. Deci organismul, sau chiar premenopauză, sau nu înainte de... Exact, deci organismul femeii este supus acestor variații hormonale, începând cu pubertatea, când începe secreția acestor hormoni sexuali, că despre ei vor vorbi și despre balanța aceasta între estrogen, progesteron, testosteron. Și odată cu pubertatea, deci odată cu transformarea, cu apariția caracterilor sexuale și apariția ciclului, fetița se transformă în femeie și după aceea aceste variații hormonale, care sunt normale în anumite limite. Însă în ultimii ani am observat că apar tulburări mult mai puternice și mai grave de la vârste tinere. Și ne-am gândit de ce, că și noi am trecut și prin perioada și de pubertate și n-a fost atât de accentuat. Exact. De ce? Probabil din cauza stilului de viață. Suntem foarte stresați, inclusiv copiii, dacă vorbim că sunt niște copii încă la 12. Da, și mie mi se pare că au un program la fel de încărcat, exact, ca noi. Exact, deci de stresați, supra-solicitare fizică și psihică, nu se mai odihnesc pentru că sunt obișnuiți să culce foarte târziu, se scoală dimineața, se scoală mai mult sau mai puțin, dar știți că somnul de noapte este cel mai bun, cel mai bun. Exact, da? După aceea, ce facem cu alimentația? Mâncăm, tinerii mănâncă foarte mult, fast food, patiserie din comerț, băuturile acestea dulci, carbogazoase, băuturi energizante și toate conțin foarte multe substanțe chimice care sunt perturbatori endocrini. Nu ne mai hidratăm ca lumea. Nemai zicând că există acești perturbatori endocrini în aproape toate produsele pe care le folosim noi. Îngrijire în gospodărie, dar și îngrijire și personală. Exact, pornind de la rujuri, creme de față, de corp, geluri, deci vorbim de parfumuri, de parabeni, vorbim de bisfenolul A, care știm că se găsește în sticlele de plastic. Și odată cu sucul sau apa pe care o bem, ingerăm și asta. După aceea vorbim de ftalați, se găsesc în toate produsele cosmetice. Produsele, că tot e vară, produsele de fotoprotecție, să știți. Da. 5 din, dacă conțin 6 produse, 5 sunt perturbatori hormonali. Ce sunt acești perturbatori hormonali? Sunt niște xenoestrogeni, adică sunt niște substanțe chimice care au structură chimică asemănătoare cu estrogenii și în momentul când îi înghițim, că ei se găsesc, de exemplu, și în carnea de pui, care conține foarte multe, care conține hormoni în lapte, da? Îi înghițiți, organismul îi recunoaște ca și cum ar fi estrogeni, ei merg pe receptorii de estrogen de la nivelul glandei mamare, uter, ovare, și aici produc perturbări, exact cum ar apărea o hiperestrogenemie, hiperfoliculinemie cu chisturi ovariene, mastoză fibrochistică, tulburări de ciclu și chiar cancer mamar și genital. Da, și când spuneai tulburări de ciclu, fie că vine neregulat, fie că este însoțit de, exact, aici paleta este foarte sau mare. Sau ciclu abundent. Exact, deci avem de a face cu un sindrom premenstrual, deci o apariție, sindromul premenstrual, să știți că apare cam la 80% dintre femei în viața care au deja ciclu și apare, deci, cu un polimorfism de simptome,
la unele apare câteva zile înainte de declanșarea sângerării, la alte femei am spus că apare chiar cu 10 zile înainte și sunt legate de fie dureri abdominale, colici, constipație, balonare masivă, o stare de iritabilitate, sunt foarte nervoase, irascibile, umflarea picioarelor, la fel dureri la nivelul sânilor, mastodinie, insomnie, poftă de dulce. Toate acestea intră în cadrul sindromului premenstrual. De obicei, el se ameliorează odată cu venirea ciclului. Deci 80% dintre domnișoare prezintă acest și după aceea de doamne prezintă acest sindrom menstrual. Vorbim, sângerare peste 8 zile, adică un ciclu foarte lung. Vorbim despre tulburări de ciclu, dismenoree, adică durerile acestea la venirea ciclului, da? Sau de tulburări cantitative, vine prea mult, prea puțin, cantitatea de sânge vine la peste 35 de zile sau vine ciclul sub 21 de zile. Da? La cât este normal să vină? 21 sau 24? Între 21 și, să zicem, 21-30 de zile, cam așa ar fi. Acum poate să apară sângerări, să fie o sângerare prelungită, menoragia, peste 8 zile, metroragia, când apare sângerarea între ciclu sau se combină. Oricum, trebuie să înțelegeți că aceste simptome pot apărea, pot dispărea, dar dacă ele apar la fiecare ciclu, sunt foarte accentuate, nu este normal. Ele pot să ascundă asta niște dezechilibre hormonale. Asta vreau să subliniem, domnișoarele care ne urmăresc, să nu consideră că sunt exact firești aceste pentru probleme. Pentru că sunt persoane care zic, dar eu din totdeauna am fost așa și a suferit de fiecare dată. Eu am avut soți care au venit la mine la consultație și pe aceea au spus, vă aduc și pe doamna că se chinuie de fiecare dată la fiecare ciclu și nu vrea să ia, nu câte antiinflamatorii, câte antialgice poți să iei în fiecare lună, nu este ok. Și ele au remediu, dacă aflăm cauza, ele au și remedii, și remedii naturale. Deci vorbim de plante cu acțiune antiinflamatorie, antialgică, vorbim de plante care stimulează secreția de estrogen sau din contră secreția de progesteron sau care echilibrează balanța estroprogesteronică. Vorbim de plante care îmi scad secreția de testosteron, care apare în acea sindrom ovarelor polichistice. Deci trebuie doar, rugămintea ar fi, există tendința de a merge și de a cere direct de la vânzător. Nu este ok, nici măcar de la farmacist, nu, pentru că nu fiecare cauza. Tulburare hormonală și când vine vorba de hormoni, chestiile sunt foarte fine și atunci trebuie să afli cauza, iar tratamentul de fiecare dată va fi personalizat. Deci în niciun caz nu vom merge decât să ne luăm rețeta la recomandarea unui medic și nici cosmeticiana, cea care ne tratează tenul sau acneea, nu este în măsură să ne dea recomandările pe preparate cu plante care conțin hormon. Deci mare și atenție. O să discutăm imediat și despre remediile acestea naturale, da, care ne ajută plantele, ce ne pot ajuta, însă vreau să le salut pe cele care deja ne scriu. Iată, Alea Himarirug este din nou alături de noi și te salutăm. La fel Ramona Elena Cojocariu, mai devreme am văzut-o și pe Bianca, te salut Bianca. La fel pe Marcela Bălășoi, care ne spune, uite ce drăguț, bună ziua, doamne frumoase, îți mulțumim. Mulțumim. Marcela, ești o drăguță cu noi. De pe YouTube ne scrie, iată, Dani. Dani, bună ziua, mulțumesc pentru că ne învățați, pentru sfaturile date. Îți mulțumim, Dani, că mereu ne urmărești. O salutăm și pe Maria Luminița, care spune că după terminarea ciclului menstrual mai are o scurgere maronie. Nici asta nu este normal. Deci, trebuie investigat care este această cauză. Medicul ginecolog? Da, sigur că da. Medicul ginecolog, endocrinolog și după ce avem un diagnostic și vrem tratament cu plante, mergem și la medicul apifitoterapeut. Tot mai multe cupluri, adică tinere, la mine, prezintă infertilitate fără a avea o cauză organică. Adică da? Analizele sunt bune, uterul, ovarele sunt ok, tulburările hormonale de multe ori, da, stresul, toate își pun amprenta. Păi știi că au fost cupluri, eu cunosc cazuri, au înfiat un copil, s-au relaxat și atunci au rămas și a apărut, da, sau au plecat în vacanță, spunem, da, asta e numai, corect, și au își luat gândul de vreun an de zile. Și cu prima ocazie când au plecat într-o vacanță în aceasta prelungită, au plecat doi și au venit trei. Corect, au constatat că și mai ales s-a rezolvat, cu tot stresul că care am trecut minune cu această pandemie, că erau glume că va crește natalitatea, n-a crescut natalitatea, natalitatea a crescut, cred că numărul
poate. Rata divorțurilor, exact, și a persoanelor stresate. Da, din așa că mare atenție. Stresul este un factor, este un inamic care ne îmbolnăvește încet și sigur. O salutăm și pe Petronela Avădane. Îți mulțumim, Petronela, că ești alături de noi. Hai să vedem, legat de sindromul acesta premenstrual, citeam, da, Ruxandra, că te afectează până la 80% dintre, exact, femei. Cum recunoaștem sindromul acesta premenstrual? Am vorbit înainte și am zis toate manifestele de care spuneai, exact, da? Exact, mai mult sau mai puțin toate sau unele, mai accentuate sau nu. Cert și acum cred că depinde și de gradul de sportabilitate al fiecărei femei. Sigur. Unele sunt mai sensibile așa și așa resimt este lucrurile acestea poate mai mult, mai rău. Exact. Sunt unele care nu pot merge la serviciu, au probleme în perioada. Dar nu e normal să se nu întâmple așa. Nu este normal și nu este normal. Sau poate să apară, să zicem că am trecut printr-o perioadă stresantă, un eșec emoțional pe o perioadă limitată de sau timp. Sau dacă am răcit, atunci mai apar poate dureri, să fie și așa, inflamație. Sigur, infecție sau o inflamație. Infecție, da. Dar în rest nu e normal ca acest sindrom premenstrual să fie accentuat în fiecare lună. Păi și o să vedeți că există tratamente. În primul rând, recomand hai să vedem doamnelor ce un stil de viață care să cuprindă mișcare, să nu credeți că mișcarea este contraindicată. Bineînțeles că nu mergem să tragem de fiare la sală. O mișcare, o alergare, chiar exerciții ușoare făcute acasă sau la sală. De ce? Pentru că știm că sportul, făcut rațional și în limite, eliberează endorfinele, adică care sunt niște analgezice naturale, în și primul rând. Și serotonina și dopamina. Exact. Da. După aceea există plante care, administrate exact cu câteva zile înainte de ciclu și primele zile de ciclu, pot să amelioreze aceste simptome. Și vorbim de crețișoară, care este o plantă cu efecte antiinflamatorii, antispastice deosebite. Crețișoara, să nu uitați că poate fi administrată și în primele 3 luni de sarcină, pentru că întărește musculatura uterului și poate să prevină avorturile, în special pentru doamnele care au avut avorturi în antecedente. Deci dar cum administrezi crețișoara asta? Este o formă de capsule? Formă, sau cum? Nu, de capsule nu. În România cel puțin n-am găsit crețișoară capsule, ci sub formă de tinctură. Se administrează 30-40 de picături de 2-3 ori pe zi în funcție de intensitatea simptomelor sau sub formă de ceai de crețișoară. Alte plante, extractele gemoterapice sunt extraordinar de bune și în acest caz se pot administra extractul gemoterapic de coacăz negru, de zmeur, de amenți de salcie în caz că avem de-a face cu un deficit estrogenic. Deci există terapii și chiar vă rog să apelați la ele, pentru că, de exemplu, am avut domnișoare de la primele ciclu, aveau niște dureri insuportabile și cu un sindrom premenstrual, a urmat această terapie una, două, trei luni, după care totul s-a reglat și n-a mai fost nevoie. Dar mă gândeam, fitoestrogenii vegetali sunt acei hormoni, nu știu, cumva o alternativă, da, sănătoasă, să spunem. Da, fitoestrogenii vegetali, deci sunt acei estrogeni din plante și sunt conținute, de exemplu, în mărar, în trifoi roșu, în salvie, în lemn dulce, în Angelica sinensis sau ginsengul feminin. Ele ce fac? Îmi reglează anumite tulburări hormonale în cazul în care am un deficit, o insuficiență ovariană cu deficit de estrogen, îmi accentuează caracterele sexuale și chiar creșterea mărirea sânilor, că asta am avut sunt domnișoare care știau de mărar, da, că ajută. Există, dar cât mărar de mărar? Nu, există tinctura de mărar ca atare, care poate fi și are efecte mult mai eficient, puternice. Da, ajung imediat. Și acestea pot fi administrate, dar repet, doar la recomandarea unui medic, pentru că dacă, de exemplu, avem un, să zicem, o predispoziție, am avut diferite cancere hormonodependente în familie, cancer de sân, de endometru, sau avem chisturi ovariene, mastoză fibrochistică. În acest caz nu există destule studii care să-mi arată că administrarea fitoestrogenilor sunt benefici. Din contră, ar putea să-mi accentueze afecțiunea și dereglarea în sine. Și la tinele domnișoare, de asta vă spun, atenție! Puteți să folosiți, dar doar dacă vă recomandă un medic și să vedem care este istoricul medical. Pentru creșterea sânilor există și diferite masaje cu ulei de susan, ulei de in. Se poate face.
Da, sau pot exerciții avea de kinetoterapie care îmi întăresc și îmi dezvoltă masa musculatură. Asta, da, deci cu asta chiar sunt de acord. Da. Deci asta pe ce ține de fitoestrogen. Există altă... Dar există riscuri, Ruxandra? Sigur că există. Că cum practic am spus, sunt hormoni... Riscuri există. Dacă sunt, n-ai antecedentele alea pe care le-am enumerat și le administrezi în... dozele corespunzătoare și pe perioadele exact. Da, atunci, deci nu de capul nostru. Nu de capul nostru, deci nu ne jucăm cu hormonii fie ei și vegetali. Există alte plante care îmi stimulează secreția de progesteron natural, cum ar fi extractul de vitex, de zmeur, da? Și astea intervin pe un deficit de progesteron. Deci estrogenii vegetali de obicei îi dau dacă vreau să-mi accentuez caracterele sexuale sau să-mi declanșez, de exemplu, ciclu, iar, sau să-mi cresc fertilitatea, iar progesteronul îi dau în diferite afecțiuni de tip mastodinie, în sindrom premenstrual, în caz de dismenoree, tulburări de ciclu. Da, deci dismenoree, ciclu dureros. Dismenorea, da. Deci este iară o afecțiune, o tulburare care apare. În general, durerea aceasta apare în primele câteva zile, este însoțită de obicei și de un ciclu mai abundent. Da? Și atunci, în acest caz, recomandările sunt pe plante care diminuă cantitatea de sânge și au efect antispastic și antiinflamator, cum ar fi zmeurul, crețișoara, traista ciobanului, au ele niște denumiri așa puțin mai hazli, dar sunt foarte bune. Traista ciobanului, coada aracului și crețișoara, ca și urzica, sub formă de tincturi administrate, chiar diminuează fluxul sanguin, deci scad hemoragia. Bun, hai să mai luăm niște mesaje, da? Salutăm și pe Petronela Avădane, îți mulțumim, Petronela, că ne urmărești și astăzi. Nu știu ce se întâmplă cu atâtea mesaje de bună ziua, bă, doamne frumoase, femei frumoase, uite și Nela Țigănuș și ne spune același lucru. O fi un adevăr. Doamne, cred că sunteți voi mult prea drăguțe cu noi. O salutăm și pe Loredana, iată, văd că se uită. O salutăm și pe Liliana Aman. Uite, ce se poate lua la menopauză ca substituție hormonală, povestim imediat. Și eu aș adăuga chiar premenopauză, când observ că se instalează anumite manifestări ce avem. Și premenopauza, să știți că poate dura până la 5 ani, adică ciclu ori vine mai rar sau de două ori într-o lună, cu diferite tulburări începe să apară starea de nervozitate, bufeurile, transpirațiile, insomniile și tulburările astea, care la unele femei chiar sunt foarte neplăcute, pot dura până la instalarea menopauzei. Hai că discutăm imediat de premenopauză și menopauză. Deci îți răspundem imediat, Liliana. O salutăm și pe Ramona Gheorghescu, văd că se uită la noi, la fel pe Sorin. Iată, Iulia Maria, bună ziua, frumoase doamne și frumoase emisiune. Vai, îți mulțumim. Deci mulțumim. Chiar ne flatați astăzi. Poate de la faptul că ne-am strâns părul, nu știu, suntem în ținută așa vaporoasă de vară. Nu, datorită faptului că vorbim despre probleme lucruri pentru doamne. Exact, da, și poate că de asta. Uite, și Iulia adaugă, pentru sindromul polichistic ovarian, ce recomandați? Ajungem, deci, aici haideți să vorbim puțin de chisturi. Chisturi sunt niște formațiuni benigne, de obicei pline cu lichid. Da? Sunt formațiuni benigne și pot apărea la sân, nodulii care pot apărea, nodulul singular sau mai mulți noduli sau chisturi, da? Și intrăm în categoria mastozei fibrocristice, la fel foarte răspândită, chiar la tinerele fete. Deci există țesutul mamar, glandular și fibros, da? Care de obicei nu are nicio legătură, cel puțin la vârstele tinere, să știți că nu are nicio legătură cu cancerul. La vârstele mai înaintate poate să fie o predispoziție, sau de un chist solitar, fibroadenom. La fel, care apare la fetele tinere, de obicei cam după 35 de ani dispare, este solitar, este hormonodependent, adică parcă se umflă, devine mai dureros, mai sensibil înainte de ciclu premenstrual, după care se retrage. Exact. Bineînțeles că și acestea trebuie ținute sub control, cel puțin o dată pe an, făcut o ecografie ca să vedem dacă a crescut, dacă și-a modificat din caractere. Deci, de obicei, mastoza fibrocristică și fibroadenomul nu degenerează în alte probleme. La fel, chisturile la nivelul ovarelor. Poate să fie un singur chist, poate să fie mai mulți chisturi. Sau sindromul ovarelor polichistice sunt micro
chisturi la nivel de cavități pline cu lichid. Acum știți că orice, există acei folicul funcțional, orice folicul mai, la nivel ovalor mai mare de 2 cm se numește chist. Dacă chistul este foarte, de obicei afecțiunile, cum să vă spun, chisturile ovariene pot să apară, să remite de multe ori spontan sau sub tratament, tratament cu anticoncepționale sau tratament naturist. Eu am avut persoane pe care le-am tratat pentru chisturi, pentru că n-au vrut să ia anticoncepționale și după ce s-au dus la ginecolog a spus unde e chistul. Și, și că vorbeam el dispăruse, de sindromul ovarelor ce este... policistice, spuneai că mioinozitolul. Da, inozitolul este o substanță care, un element care reglează balanța hormonală și ajută la, pentru diminuarea simptomatologiei în cadrul ovarelor policistice și întărește funcția, stimulează funcția ovarelor. Tratamentul, deci, cum v-am spus, este complex. Vorbind de, deci, ovarele pot să fie policistice ca atare sau să fie chisturi fără să avem nicio simptomatologie sau și putem să apărăm de sindromul, sindromul ovarelor policistice, o cauză majoră de infertilitate. De obicei, cum ne dăm seama? Amenoree, deci lipsa ciclului a ajuns la 17-18 ani și nu a avut niciodată ciclu, domnișoara, sau a avut, după care ciclu a dispărut sau a început să fie neregulat. Atenție, apar semnele de virilizare, adică hirsutismul. Din cauza faptului că testosteronul crește apare părul în regiuni nespecifice exact, femeilor. Exact, mustață, mai barbă, mare decât e normal, buza superioară, barbă pe piept, pe spate. După care poate să apară la fel acneea cu un ten și un păr gras, secreție excesivă de sebum. De obicei merge cu asociat cu rezistența la insulină. Deci atenție, pentru că insulina și în prima fază este în exces, îmi determină exces de testosteron și după aceea apare rezistența la insulină cu predispoziție spre diabet zaharat de tip 2. În cadrul acelui simptom apare obezitatea, colesterol crescut, cu risc de boală cardiovasculară. Deci sindromul este complex și cauză majoră de infertilitate și chiar o predispoziție spre cancer de endometru. Deci acest sindrom al ovarelor polichistice este un sindrom complex. De multe ori sunt incriminate niște dezechilibre hormonale, dar are și o componentă genetică. Și atunci trebuie primul lucru pe care îl facem, mergem la ginecolog, el ne face toate investigațiile, dozările hormonale, ecografia transvaginală, tot ce consideră că este necesar și după aceea ne apucăm de tratament. Fie că ne apucăm de tratamentul dat de doctorul ginecolog sau hormonal, bineînțeles, sau cu hormonii aceștia natural și în asociere cu plante, cu acțiunea asupra reglării balanței hormonale și atunci rezultatele în general să știți că apar. Care este riscul unor, un chist ovarian mare poate să prezinte risc de torsiune sau de rupere, ceea ce este o urgență chirurgicală. Apare o durere majoră și atunci trebuie mers la spital. De asta e bine ca noi să facem ecografii și să le ținem sub control, să nu ajungem în acest caz. În situații critice. Exact. Vreau să salutăm pe Carmen Chioța, care se uită în acest moment. Te salutăm cu drag, Carmen. Cu drag, Carmen. La fel pe Carmen Elena Ghiț, o salutăm pe Alina Rezmuves, care ne salută și ea. Fabiola Cangu Club spune bună ziua, un subiect foarte bun și vă mulțumim pentru ingenioasele emisiuni. Îți mulțumim și noi, Fabiola. O salutăm pe Eleonora Bunoiu, care întreabă, uite, pentru tiroidita cronică autoimună, ce îi recomanzi? Nu, despre tulburările hormonale ce țin de tiroidă o să vorbim altă dată, pentru că atenție, tiroidita autoimună poate să meargă cu eutiroidism, adică hormoni, balanța hormonală pe hormonii tiroidieni normal, cu hipo sau hiper. Da? Adică deci noi pe lângă acest diagnostic de tiroidită trebuie să știm exact care este valoarea hormonilor și care este simptomatologia. Bun, o salutăm și pe Carmen Elena Ghițu, care, uite, ne pune multe floricele. Mulțumim. Și așa, ca să ne simțim bine și că este și vară și frumos afară. Uite, un alt mesaj, ce putem folosi pentru bufeuri. Bun, hai să discutăm legat de premenopauză și menopauză, exact, da? Și pe urmă revin la celelalte mesaje. Da.
Deci fiecare femeie se manifestă într-un fel. Unele doamne intră la menopauză și cu asta basta. Ceea ce trebuie să înțelegem e că menopauza nu e o stare patologică, ci o stare fiziologică în care rămânem la fel de feminine, poate de atractive. Deci nu ne pierdem nici feminitatea și nici sexualitatea, așa ar trebui. Pot să apară o serie de simptome care să fie un impediment într-o viață normală. Pielea are de suferit, părul. Uscăciune vaginală și uscăciunea la nivelul pielii și nervozitate și dacă apar și transpirațiile acelea care nu ne asta lasă. Asta apar și în premenopauză? Da, pot să apară, da, sigur că da. Și valurile acelea de căldură. Și premenopauza poate dura chiar și 5 ani. Exact, exact. Deci este bine. Și cam în jurul cărei vârste se instalează. Teoretic în jurul ideal, cum ideal, ar fi la exact, știți că există rezerva aia de ovocite, da, care am înțeles că cu e genetic dată, exact, când ai terminat-o, ai terminat-o. În general, în jurul vârstei de 50 de ani se întâmplă. Se intri la menopauză, da, deci înainte poate să apară premenopauză. Dar am doamne care au intrat la 38, la 40 de ani menopauză și nu chirurgical. Precoce. Exact, timpurie și nu chirurgical. Ai altceva, că a avut o afecțiune și a scos tot. Dar în rest, și vorbind cu mame, și mama și bunica a avut aceeași intrare. Deci vedeți că și rezerva asta genetică probabil că se moștenește. Și bineînțeles că e puțin cam devreme în general și nu e bine nici după aceea. După 50 de ani foarte mult, atenție să nu fie și de multe ori un fibrom care tot sângerează și nu intrăm la menopauză. Deci tot un dezechilibru hormonal. Deci în jurul vârstei de 50 de ani ar fi vârsta... Exact, exact. Acum, ideală. În funcție de simptomatologia care predomină, bufeuri, transpirații, alții n-au deloc de a face cu, sunt pur și simplu mult mai nervoase și nu se mai înțeleg cu cei din casă. Și aici ar trebui să fie următoarea fază. Dacă până acum femeia a fost doar pentru familie, mamă, cea soție, prietenă, exact, acum ar trebui cel puțin până la o reechilibrare hormonală, da, și nu se întâmplă așa, psihică și emoțională, să o susțină și să o înțeleagă, nu, pentru că de așa multe ori simptomele sunt groaznice, îți vine să deschizi, faci curent, bagi aer condiționat și această senzație de căldură, bufeul nu dispare și de nervozitate. Deci sunt niște chestii pe care probabil că trebuie să le și educăm. Atenua le putem ceva. Atenua ce pentru că avem face? Aceleași... Și hai să începem încă din premenopauză și dacă putem face ceva, nu știu dacă se instalează premenopauza, da, la vârstă mult mai exact, timpurie, exact, ceva care să-ți mai prelungească. Putem cu aceste menopauza tratamente personalizate cu plante și extracte gemoterapice. Scuze-mă, să-ți prelungească, da, ciclul. Să prelungească, exact, să mai apară. Chiar dacă vine apară la câteva luni, tot e bine atâta vreme cât mai este. Exact. Deci ce putem face? Putem să administrăm. În general avem extractele de zmeuri, de vitex, care sunt foarte, foarte bune, care îmi merg pe progesteronul natural. După aceea putem administra fitoestrogenii, cum ar fi extractele de, cum am zis, de angelică, de soia, de foarte bun soia și salvia merg foarte bine pe bufeuri. Deci, iată, soia, dacă nu este modificată genetic, da, e să foarte fie bună. Exact, deci, exact. Vremuri când vorbim de extracte. A, extracte. Nu, deci vorbesc de ceea ce mâncat se găsește pe piață, bun, că nu este ok, da? Vorbesc de extracte purificate de soia. De asemenea, vorbim de extractul de mur, de amenți de salcie, la fel, care înreglează balanța estrogenică. Deci tratamente avem, doar că trebuie să le dăm cu cap. Și atunci ce investigații ai necesare înainte? Întâi la medicul la ginecolog. La medicul ginecolog și el va arăta, că el poate să vadă și care este starea endometrului, cât mai va fi ciclu. După aia putem să facem dozările de estrogen. Dacă estrogenul, dacă estrogenul este scăzut, indică intrarea la menopauză sau poate nu, să nu avem un sindrom de hiperestrogenism. Estrogen, progesteron, prolactină, testosteronul, să vedem că de multe ori, odată cu intrarea la menopauză, estrogenul, progesteronul scad foarte mult și în schimb crește secreția de testosteron, pentru că testosteronul și ovarele secretă o cantitate mai mică de testosteron și de multe ori la menopauză poate să apară puțină mustață, barbă. Da. Deci tot. Și facem aceste investigații și în funcție, sigur, de rezultatele, exact, lor putem lua acești aceste plante, plane, da, cu tratament personalizat. Tratamentul poate să dureze o lună, două, trei, șase, de ce nu? În paralel cu un stil de viață sănătos, pentru că, de exemplu,
Nu cred că la menopauză nu mai este indicată sub nicio formă să mâncăm foarte multă carne. Atenție la lactate, deși se zice că e nevoie pentru oase, a preveni, calciu. Da, eu aș recomanda mai degrabă o brânză, lactatele acide, sana, chefir, iaurt. Deci iaurturile sunt pentru că bune, laptele dulce, acum să fim serioși, laptele dulce din comerț, pasteurizat, nu știu ce valoare mai are. Și favorizează asta, există studii care arată că laptele dulce favorizează inflamația și la sân și la ovare. Și avem foarte multe lăpturi vegetale, fără adaos de zahăr, eco-bio. Ai gustat lapte de migdale? De quinoa? De cocos? Excelent! Și, bine, nu sunt fan nici lapte dulce. Eu nu pot să trăiesc fără iaurturi. Deci mi-e plac și eu la fel, astea, și eu la fel. Sana, chefir, exact, iaurturi. Exact, deci astea exact, sunt ok exact, și după anumită exact, vârstă. Exact, și în ultimul timp chiar am aproape că mănânc în fiecare zi câte un iaurt gel mic. Ok, este bine. De asemenea, gândiți-vă că estrogene avem și în nuci, și în migdale, și în măsline, și uleiul de măsline, și în ce mai avem, în mărar, fenicul, anason. Deci semințe de in, de susan, de dovleac, sunt multe alimente pe care putem să le consumăm ca să ne facem cât de cât o rezervă de estrogen natural. Da. Bun, deci acestea ar fi sfaturi când vezi că se instalează premenopauza, astfel încât să mai câștigi timp, da, și câteva și să diminui simptomele. Și să diminui simptomele. Sigur, e foarte important. Însă calitatea vieții și pentru nervozitate, să nu uităm, pentru aceste variații de apetit, variații ale dispoziției afective, ce putem lua? Plantele acele adaptogene, care de tip rhodiola, pe care o știm. Ashwagandha. Ashwagandha, exact. Lavanda, în special sub formă de ulei de lavandă, foarte cu un puternic efect antistres. La fel, sunătoarea cu efect antidepresiv. Câteodată mai devenim și mai melancolice și mai depresive pe fondul acestor variații hormonale. Bun, și altfel tratamente hormonale, deci dacă premenopauza aceasta se instalează, nu știu, la 30 și un pic de ani și realizezi că ești totuși prea tânără să intri la menopauză, ce sfat ai avea? Teoretic, atunci acționăm asupra simptomelor care apar. Dacă nu apar simptome, de obicei le apar pentru că menopauza s-a instalat prea devreme și atunci, în funcție de simptomul dominant, acționăm asupra ele pe cale naturală. E foarte important, de asta spuneam, să considerăm și menopauza ca o stare fiziologică, să ne continuăm viața, să mâncăm sănătos, să socializăm, să facem mișcare, să avem activitate sexuală, de ce nu? Deci viața poate fi normală la orice vârstă. Uite, fix asta ne întreabă și Carmen Chioțea și te salutăm din nou, Carmen, dacă există soluție alternativă pentru a întârzia premenopauza sau pentru a trece mai ușor prin efectele menopauzei și a păstra o calitate optimă a vieții. Da, exact, ideal. Exact. Despre ce am vorbit acum, există toate aceste plante, fie că facem cu fitoestrogen sau cu progesteron natural. Există plante care ne îmbunătățesc calitatea vieții sexuale la orice vârstă. Și care ne ajută să ne păstrăm și caracterele feminine, în fond, când tot aud sau este la modă să ții tot felul de workshop-uri, redobândirea feminității, cum ne-am câștigat. Feminitatea nu ne-o pierdem niciodată, pentru că rămânem femei, avem aceste caractere sexuale primare și secundare și feminitatea nu o pierdem, doar că ea mai diminuează puțin așa sub influența unor factori nocivi, endocrin sau extern. Și uite, Carmen Chiuța este foarte drăguță cu noi, spune că ne îmbrățișează, frumoase doamne, mereu captivant dialogul vostru și noi te îmbrățișăm, mulțumim. Carmen, și îți mulțumim. O altă frumoasă doamnă. Exact. Și tânără permanent. Tânără frumoasă și mămică eroină cu 3 copii, adică exact. Nu, oricum, soție minunată. Și mamă de 3 copii. Exact. Deci, felicitări și jos pălăria, pe plan profesional, într-o funcție așa grea și foarte importantă. Îți mulțumim, Carmen, că uite, ți-ai făcut timp și ne-ai urmărit, da, și ne-ai, da, chiar ne-ai bucurat. Trimis mesaje așa de frumoase. Uite, o salutăm și pe Daniela Bancu. Te întreabă, luminița nopții este bună pentru a fi luată în premenopauză? Da, foarte bine. E foarte bună observația. Există acel ulei de primulă sau de luminița nopții. Există și capsule care conțin ulei de primulă și cu vitamina E. Poate fi administrată și în tulburările de ciclu și în premenopauză și menopauză, una, două capsule pe o perioadă de
o lună, două, trei, facem pauză și putem să revenim. Sigur că da, Liliana sunt foarte bune. Liliana Man ne întreabă și ea ce se poate lua la menopauză ca substituție hormonală. Deci iată, dacă a intrat la menopauză, acum ca substituție hormonală mai acum depinde ceva? Ca substituție hormonală, depinde pentru ce vrem. Că secreția de estrogen și progesteron a scăzut. Dar ce vrem noi să ameliorăm? O uscăciune a pielii, riduri, uscăciune vaginală, nervozitate și în funcție de asta vom face și tratament. Da. Și nu uitați, într-adevăr, odată cu scăderea secreției de estrogen, pielea devine mai puțin hidratată, aspră, mai ridată, mai puțin elastică. Și atunci aici trebuie mai să intervenim, exact, să intervenim cu diferite produse, acid hialuronic, colagen hidrolizat, MSM. Deci avem nenumărate produse naturale care ne ajută să ne menținem și tinerețea. Și avem aceste tenului. Suplimente foarte bune la Zenith. Coenzima Q10 este foarte bună, face, ne dă fel, energie și îmbunătățește oxigenarea organismului. Și avem chiar colagen cu acid hialuronic, da. Beauty Help-ul exact. Iarăși este foarte, foarte bun. Hai să vedem, o salutăm și pe Daniela Scurtu, care a trimis un mesaj cam lung, nu știu. Am hipotiroidism, nodul, chisturi și dureri la piept. Sunt operată pe partea dreaptă, e posibil să fiu operată și pe stânga. Iau Eutirox DD25, nu știu ce înseamnă DD-ul ăsta, și o, mă rog, mai nu multe, văd că nu am ochelari la mine. O stem gen complex. O să mă uit eu după aceea. Deci, da? Dacă este vorba de tiroidă, asta o să folosim, deci tema reglarea hormonală tiroidiană o să fie în alte emisiuni. Deci promiți că da, o să eu mă uit pe mesaje, sigur, Daniele, sigur. Scurtul, pentru că Daniela ne-a trimis foarte multe detalii aici și da. E un pic personalizat tot ce urmează să spună doamna doctor. Are 48 de ani. Deci o să-ți răspundă doamna doctor. Mari ne salută și ea și spune că are bufeuri, ce ar putea să facă, și ea spune că ne urmărește mereu. Da, pentru bufeuri ar trebui să de noi. Și uite, spune că a intrat la menopauză de 3 ani și are bufeuri mari și acum, dar nu ne-ai spus, Mari, ce vârstă ai. Acum, dacă nu există contraindicații, aș încerca cu salvie. Sufor există tinctura de salvie, extract de salvie, aș încerca cu un extract de capsule de vitex sau extract gemoterapic de zmeur, sau există și un produs, Polygema femei 50+, care conține tot aceste extracte exact pentru femeile aflate la menopauză. Uite ce drăguță e Daniela Bancu, îți mulțumește pentru răspuns, că o să-i răspunzi, și adaugă, fetița mea spune că dacă eu am suportat-o în ghilimele la pubertate, și ea mă va suporta la menopauză. Foarte ce frumos! Pentru o echilibrare a balanței. Da. Știi, mă gândeam mai greu când ești la premenopauză sau chiar menopauză și copiii sunt la adolescență. Da, e o deci combinație optimă. Da, combinația da, cea mai grea, nu? Da, adică da, ei da. În adolescență. Pentru că și la adolescente mi se pare la că fel sunt este hormonale și sunt foarte, foarte brutale aceste schimbări și cu o simptomatologie foarte accentuată, mult mai mult decât la noi. Și de asta vreau să vă spun că atenție adolescente, pubertate, tulburările astea hormonale care îmi duc spre mâncat compulsiv, emoțional și acumulare de grăsime reprezintă un factor de risc care nu fac decât pentru că și grăsimea este un perturbator hormonal, un factor de inflamație și intrăm într-un cer vicios. Care întreține... Exact. Și să știți că obezitatea este un factor favorizant al infertilității, ca și dietele drastice. La fel, nu uitați, de multe ori au fost domnișoare la care n-am găsit în antecedente nimic și nu puteau rămâne însărcinate, dar au avut de a face cu niște diete drastice. Hai să vedem, de slăbire. Te rog răspunsuri mai scurte, că sunt multe mesaje. Da, mă bucur că se întâmplă așa, dar vreau să răspundem tuturor. Mari, știi că spunea că a intrat la menopauză de 3 ani, are bufeuri mari și ce să facă? Și uite, revine. Are 56 de ani și ia Climenium, dar înțeleg că nu este homeopat acela. Eficient. Da. Deci ce ar putea să mai ia pentru bufeuri? Eu aș încerca cu niște extracte gemoterapice. Da. Și spune că și ea ne urmărește mereu. Îți mulțumim, Mari. Hai să vedem un alt mesaj. Mirela ne scrie, dar pe contul unui bărbat, că mă speriasem că erau aici și nu înțelegeam de ce îmi scrie un bărbat, dar este Mirela, care spune: vă rog să întrebați pe doamna doctor dacă există remediu pentru polip endocervical, evident, fără intervenție chirurgicală. Vă îmbrățișez pentru cu drag. Polip endocervical, fără a avea de obicei polip endocervical, nu-mi dă simptomatologie
Și trebuie ținut sub control, pentru că toate formațiunile astea este foarte greu să le rezolvi pe cale, pe cale cu plantă. Altceva da. E chistul care se formează sub influența unui dezechilibru hormonal, hormonal. Și atunci, acționând asupra cauzei, tratezi și efectul. La polip mai greu. Florina Crețu ne salută și te întreabă ce înseamnă dacă ai prolactină mai mare. Maxim trebuie să fie 26:10 și eu am 46:10. Prolactina întreține și lactația, adică mă rog, mămicile da, care lactează. Da, secundar apare galactorea de secreția lactată. Atenție că de obicei o prolactină mărită poate să-mi sugereze un adenon hipofizar, deci la glanda hipofiză. Probabil deci trebuie făcută un remene, pe vremuri se făcea radiografie de șatul cească, acum putem să facem un remene, ca să vedem exact cu care este dimensiunea glandei hipofize și de aici avem tratamente și pentru prolactină crescută într-adevăr. O salutăm și pe Clara Ursu care te întreabă pentru uscăciuni vaginale. Ce? Pentru uscăciuni vaginale în general se folosesc fitoestrogenii. Atenție dacă nu avem chisturi și antecedente de cancer în familie. Atât fitoestrogen pe cale naturală, pe cale internă, cât și creme există. O salutăm și pe... Să nu uităm de ovule. Există pentru toate aceste formațiuni chisturi ovariene, ovar polichistic, fibroame, infecții. Există ovule din plante care conțin din muguri de plop, din polen, păstură, crețișoară. Deci un amestec de plante, tătăneasă, cătină cu efecte antiinflamatorii, antihemorace. Deci la tratamentul intern vom asocia și tratamentul local cu ovule sau chiar cu supozitoare. Uite, salutăm și pe Elena Negligor care te întreabă dacă melatonina capsule este indicată în insomniile provocate de menopauză. Da, se poate încerca. Eu de obicei asociez melatonina, care este un hormon natural reglator al ritmului veghe-somn, cu plante care induc somnul. Extract de tei argintiu, valeriană, conuri de hamei, lavandă. Da? Deci e un mix care să ne ajute la, nu numai la inducerea somnului, dar și la păstrarea unui somn liniștit. Odihnitor, da. Simona ne salută și ea și te întreabă pentru sindromul ovarelor polichistice, are 34 de ani, recomanzi metformin sau nu și o recomandare de produse naturale pentru echilibrare hormonală. Metforminul este recomandat, dar acela vi-l recomandă medicul endocrinolog sau ginecolog. Eu recomand aici produsele naturiste, dar repet, pentru sindromul acesta de ovare polichistice, care e un sindrom complex, trebuie o consultație ca să văd exact cu care dintre toate dezechilibrele și simptomele pe care eu le-am enumerat vă confruntați. Acnee, testosteron crescut, obezitate, boală cardiovasculară, glicemie crescută. Deci în funcție de asta este și tratamentul. Uite, ne scrie și Florina în vârstă de 27 de ani care spune că nu are copii și bănuiesc că a încercat să facă. Aia trebuie căutată cauza. Întotdeauna trebuie căutată cauza și încercat să mergem pe terapii naturiste, pe alimentație, pe tot ce avem natural până să ajungem la stimulare ovariană. Da, sau mers la medicul ginecolog, da, și asta în primul rând trebuie toate investigațiile, sigur, să nu fie o problemă, sigur, la tine sau la partener, Florina, adică poate fi o problemă și la partener. Uite, Mari revine și spune să vă dea Dumnezeu sănătate, ce sfaturi bune aveți pentru noi. Îți mulțumim, Mari, și voi să fiți sănătoase și voioase și să putem face împreună emisiuni frumoase. Elena Gligor, la fel, îți mulțumește pentru răspuns. La fel, Clara Ursu, vă mulțumesc din suflet, vă doresc tot binele din lume, stimate Doamne. Doamne ajută să vă fie bine. Și vouă, acum știți că se spune că dacă femeia dintr-o casă este fericită și mulțumită, toată familia, familia e fericită. Și așa ar trebui să fie, să știți. Da. Deci, indiferent de vârstă, niciodată să nu abdicați de la a fi frumoase, așa cum înțelege fiecare frumusețea, de a fi liniștite și de a fi fericite. Da. Fericirea noastră e la fel de importantă ca fericirea celorlalți membri ai familiei. Corect. Și uite, Carmen Elena Ghițu ne mulțumește la fel pentru emisiunile interesante și ne spune că are probleme cu chisturile pe ovar. Da, aici depinde de dimensiune, câte sunt, dacă au sau nu impact asupra ciclului lunar.
Florina Crețu revine și ce am crezut că are legătură cu prolactina crescută, mulțumesc, nu mai știu care era mesajul, că m-am pierdut în ele. Dar am vorbit de prolactină și de adenomul hipofizar, da, dacă ar fi. Dacă ai prolactina mai mare, maxim trebuie să fie 26, da, și trebuie 10, iar iaga 46 și 10, deci cauza, clar. Deci și de multe ori pentru prolactină putem să administrăm Vitex Agnus, mergem în scade prolactină. Bun, suntem pe final de emisiune, Ruxandra, dacă ar fi să tragem o concluzie sau mai aveam ceva de discutat legat de asta, erau am principalele. Am trecut în tot, exact. Ideea ar fi că, acum am spus, substituția hormonală, fie ea că este chimică sau că este naturală, este o problemă complexă care trebuie individualizată strict, recomandată clar, exact, de medic. Și totdeauna să vă faceți timp să mergeți la medic, să vă faceți curaj, că multă lume nu are curajul și spune nu, mi-a fost frică, pentru că o să vedeți, decât să suferim cu tulburări de ciclu, cu sindromul premenstrual, cu tulburările de menopauză, este mult mai ușor să ne schimbăm ceva. Puțin în ritmul de viață, în alimentație, să luăm câteva plante, să ne ajutăm și o cu să vedeți, cu suplimente, exact, de calitate. Cu suplimente, și o să vedeți că veți constata cu uimire și cu bucurie cum s-a schimbat calitatea vieții dumneavoastră. Și la fel cu domnișoare, dacă aveți adolescente cu probleme de ciclu, nu le lăsați așa să sufere, să le doară, să ia antiinflamatorii, nu este normal. De multe ori poate să ascundă, poate să dezvolte o endometrioză după aceea, la un sindrom premenstrual. Ce poate fi cauza de infertilitate. Exact, exact. Și uite, mai aveam un supliment bun, Liver Help, foarte, de ce, cu armurariu, de ce l-am pus? Și pentru, exact, ficat, pentru că totdeauna hormonii sunt metabolizați prin ficat și dacă nu sunt metabolizați ca lumea, dacă ficatul suferă printr-o alimentație necorespunzătoare, alcool, stres, fumat, atunci putem să avem dereglări hormonale, pentru că un ficat care nu funcționează normal poate să-mi dea dereglări de ciclu și eu caut cauza în altă parte și exact, el era la ficat. Și de asta am zis, o cură de detoxifiere cu un complex care conține acid alfa-lipoic, silimarină, schizandra, astragalus, este mai mult decât benefic. Pentru că ficatul este laboratorul organismului, exact, nu trebuie să uităm, exact, acest lucru. Ruxandra, îți mulțumesc pentru sfaturi și te aștept să revii. Ai fost, uite, foarte apreciată și știi că ești iubită și așteptată, mulțumesc, cu drag la Ziarul de Sănătate și îți mulțumesc. Până data viitoare vă mulțumesc vouă că ne-ați urmărit în număr atât de mare și ne-ați trimis mesaje atât de frumoase. Aveți grijă de voi. Cei care sunteți în vacanță, profitați de ea. Cei care n-au intrat încă în vacanță, suntem cu gândul la zile libere, dar până atunci aveți grijă cu toții de voi, să rămânem sănătoși, voioși, și pe data viitoare eu vă aștept aici la Ziarul de Sănătate. Pe curând!